Timp de 2 zile la Băița, pe Haldina, a fost mare sărbătoare. Acolo s-a desfășurat cea de-a 15-a ediție a sărbărilor Comunei Băița, care au revenit după 2 ani de pauză forțată din cauza pandemiei. Programul a fost unul pentru toate gusturile, fiind pigmentat din belșug cu mâncare și băutură. Și noi, de fapt, și cetățenii Comunei Băița abia au apucat aceste sărbări. Sper să fie o reușită. Astăzi începem cu seara după masa tineretului. S-a desfășurat meciul de fotbal dintre localnici și Șoimul Băița. Urmează multe alte concursuri, muzică ușoară, DJ-uri, discotecă, tot ce sper să placă publicului participant, cetățenilor noștri, tineretului. Mâine o să începem tot la 17 și 15 minute cu muzica populară, unde avem o seamă de artiști valoroși. Programul de la ediția din acest an a sărbărilor Comunei Băița a oferit și câteva surprize. Una dintre acestea a fost prezența voluntarilor de la Crucea Roșie Deva, care, din fericire, nu au fost nevoiți să acorde primul ajutor, însă au făcut unele analize uzuale pentru doritori. Îmi place foarte mult acțiunile de prim ajutor. Crucea Roșie Deva face o treabă extraordinară pe acest punct, asigurând primul ajutor la diverse evenimente sportive, dar cum putem fi și aici la Zilele Comunei Băița, verificând starea cetățenilor, luând tensiunea și glicemia și funcțiile vitale. În opinia mea, primul ajutor este neglijat, mai ales în perioada pandemiei. Orice cetățean ar trebui să aibă un minim de cunoștințe care pot salva viața cuiva într-o zi. O altă plăcută surpriză a fost oferită de membrii ansamblului folcloric al Școlii Gimnaziale Băița. Chiar dacă generațiile se schimbă, copiii din Băița rămân la fel de talentați, iar evoluția lor scenică îi încântă pe spectatori. Cel mai important însă este că locuitorii Comunei Băița s-au simțit bine la sărbătoarea care le-a fost oferită de către autoritățile locale și că ar dori să aibă mai multe astfel de evenimente. Tot anul am venit la Zilele Comunei Băița, pentru că facem parte din comună. Facem parte din Comuna Băița și ne place obiceiul. O plăcere pentru toată lumea. Cum e după 2 ani de pauză forțată? Foarte greu ca să ne întâlnim toți aici, cât e de frumos. Foarte frumos să ne întâlnim. Greu, dar acum am trecut peste. Ne simțim foarte bine că în sfârșit, după 2 ani de... avem un pic de... de voie bună. Mulțumesc! De la atâta stat închiș, e bine. Bine mă sunt. Nu-i nicio problemă. E bine, ne-am înainte. Să mai fie de-aste. Țetanul. Dacă sunt fonduri să facă, că nu... Hai să fii sănătos, ai pe primul plan. Mulțumim domnului primar, vice, pentru ceea ce ne face. Și ar trebui să ne facă măcar de 2 ori pe an. Că nu e o cheltuială așa mare. Cheltuim noi ca să fie bine. Pe lângă faptul că evenimentul a avut o ediție jubiliară, sărbările Comunei Băița au avut o conotație aparte. În 2022, această așezare zărândeană, sărbătorind 595 de ani de la prima atestare documentară.